Da, eram un fel de adicer. Să știți că la țară, oamenii la oraș nu se prea uită în sus. Nu se uită la cer. La țară ai timp să te uiți la cer. E trist, dar la oraș mereu te uiți în jur, te uiți la mașini, te uiți la tramvai, chestii, nu știu, ești ocupat de toată povestea asta, de trine. La țară te uiți la cer, vezi stele. Aveai părul lung până la cer, atârnai de dânsul pe pământ, mă gândeam să-ți mângâi trupul sfânt, sânii cu sfială să ți-i cer, coapselor încinse, închise să mă închin, să le ating uimit ce albe sunt, doar cu floarea grea a unui crin, să le îmbrățișez în genunchin și apoi ca fluturii să pierd, luat de după amiază și de vânt. Aveai părul lung până la cer, spânzurând de dânsul pe pământ. Tunelul prietenului meu, Ioan Groșac. Stăteam la masă așteptând chelnerul și eram triști și îngândurați că știam că mult nu mai avem de trăit. Când imaginea noastră s-a decupat în peretele dinspre stradă, ca și cum, chiar atunci, urgent, ar fi vrut să ne vadă o privire ce nu suportă refuzul. Ca și cum un copil ne-ar fi tăiat conturul cu un fierăstrău mic de traforaj într-o bucată de scândură. Apoi imaginea noastră s-a decupat în autobuzul care tocmai trecea, ținându-l pe loc, preț de un minut, până a trecut prin el. Apoi imaginea noastră a perforat clădirea de peste drum, trecând prin dulapuri și scaune, prin copii și gospodine. Imaginea noastră, stând la masă în așteptarea chelnerului, a trecut ca un tunel prin munții din zare și a perforat aerul sărat de deasupra mării și un vapor turcesc și un pește. Și imaginea noastră a perforat ca un tunel de sticlă pustiul. Și mama a simțit o împunsătură în piept când imaginea noastră, stând la masă așteptând chelnerul, a trecut prin ea și câinele nostru a lătrat și cocoșul pe gard a cântat perforat. Și încet, a nevoie, imaginea noastră a decupat iar orașul și peretele opus al cărciumii și imaginea noastră s-a năpustit asupra noastră fără noi în ea. Vă mulțumesc enorm! Dar m-a literat să o pastic.